Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Perle produse de copii, gen reproșuri pe care să vi le fi făcut la un moment dat, sau cele mai surprinzătoare și ridicole lucruri pe care să le fi spus cei mici inocent, într-o anumită situație. Inocent, absolut, da. 0372069599. Am pornit de la următorul exemplu pe care l-am văzut pe Twitter. Povestește cineva așa, zice: copilul cel mic, 5 ani, și-a amintit azi dimineață că acum un an i-am pus niște biscuiți cu cremă pentru gustare la grădini, iar ei nu au voie dulciuri, și s-a simțit nașpa că i-a făcut observație educatoarea. Cum ai putut, tată? Cum? Apoi a plâns jumătate de oră. Băi, asta e foarte bună. 0372069599. Reproșuri ridicole pe care vi le-au făcut copiii, nervi la ce situații, sau cine știe, poate lucruri pe care le-au spus ei și v-au făcut să vă prăbușiți de râs, lucruri care sunt total incorrecte politic, cum s-ar zice. Vă dau cazul meu, propriul meu exemplu. Când aveam tot așa vreo 5 anișori, mă plimbam pe stradă, îmi dăduse un prieten, un vecin, o mașinuță cu pedale. Și eram foarte mândru, mă plimbam pe stradă. Alea de tablă, de pedale, da, de tablă, da. Și mă vede bunicul unei vecine de ale mele, din Nono, un domn super mișto, cred că era medic de origine, dânsul avea vreo 75 de ani, dar era un tip foarte distins, așa, și prietenesc cu copiii, și mă oprește, mă uit în sus la el și el zice: vai, ce mașinuță grozavă ai. Da, zic eu. Și zice: ai și carnet de conducere? Și eu îi spun: nu, cum să am carnet de conducere? Sunt prea mic pentru carnet de conducere. Nu-i nimic, zice, o să-ți iei curând și mașina adevărată, îmi spune el. Iar eu, uitându-mă sus la el, îi zic: aha, păi când o să am eu mașina adevărată, tu o să fii mort de mult? Săracul nonă. Nu cred. Ba da, i-a spus asta săracul de el. E o chestie pe care una mea prietenă, vecină, dar mi-o amintește periodic. Ai ținut de când i-ai spus lui bunicul chestia asta? Mă rog, în fond am avut dreptate, dar asta este. Omul s-a distrat, logic. Dar 0372069599, dacă v-am inspirat cu poveștile astea, cu întâmplările astea, că sunt reale, nu sunt povești, și dacă aveți să ne împărtășiți ceva din ce au spus cei mici la un moment dat și v-a rămas în memorie ceva memorabil, sunați-ne, este vineri, să râdem un pic și să glumim cu asta. La mine, la mic, Radu, mi-aduc aminte când eram în primul an de grădiniță. Îl ducea maică-sa în fiecare dimineață și el, în cei 100 de metri până la grădiniță, îi făcea conversație. Da. Și la un moment dat au ajuns, bineînțeles, la subiectul nașterii. La modul: cum am ajuns eu, mamă, pe pământ? Da. M-a adus barza. Știi? Și maică-sa a zis că e momentul, acum fiind la grădiniță, te zice, în băia mare, să... Și ai explicat: nu, tu uite, ai fost la mine în burtă și de acolo ai ieșit. Și zice: dar de ce m-ai mâncat? Zice așa, am scris o prietenă, avea vreo 5 ani, puștiu ei. Și zice: ne vedem la pizza cu o prietenă, înstărcinată. O vede, mă rog, știa că nu barza face lucruri, ca în cazul lui ăla, da, micărul. Da. Și îi strigă plângând: Ioana, nu mânca pizza, o să murdărești copilul. Dar v-am întrebat ce lucruri caragioase au spus copiii voștri, ce reproșuri caragioase sau ridicole au făcut sau v-au făcut, și evident un val de mesaje și de telefoane, să dăm câte putem. Fiți atenți, în clasa 0 m-a chemat doamna la școală că băiatul a strigat în gura mare că doamna este bogată, are dinți de aur. Corect, frate, a văzut corect, nu? Înțeleg s-a supărat doamna, că rămâna doamnă. Cătălina, bună dimineața! Bună, Cătălina! Bună! Alo! Cătălina! Alo! Alo. Așa, da. Ești, da, direct? Da. Da, 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 bună ziua! Bună dimineața, de fapt! Neața! Mi-aduc aminte băiatul meu, care are acum 21 de ani, în clasa 1, doamna învățătoare ne-a spus nouă că nu prea este atent în timpul orelor. Și eu l-am întrebat pe fiul meu... dacă ce-i place cel mai mult să facă. Da. M-auziți? Da, te ascultăm cu atenție. Mai zicem da din când în când, dacă vrei. Am înțeles. Nu e așa. Și el mi-a spus că să se plimbe cu bicicleta. Așa. Și noi am zis așa, în felul următor: o săptămână nu mai ai voie să mergi cu bicicleta dacă nu ești atent la ore. Asta copilul meu s-a gândit câteva minute, apoi m-a întrebat: auzi, mami, dar dacă eu spuneam că îmi place să mănânc, nu mai îndădeai să mănânc o săptămână? Corect. Logic. Bravo. Fetița mea, când era la grădiniță, tot timpul mă întreba cum era pe vremea mea cu dinozaurii. Cum ne descurcăm cu joaca și lucruri de genul ăsta. Robert, ești în direct. Bună dimineața.
Bună dimineața tuturor și tuturor ascultătorilor. Este vorba despre fiul meu, care acum este student, dar când avea vreo 5 ani, nu mai țin minte ce nu l-am lăsat eu să facă, era foarte frustrat și mi-a reproșat că nu mă mai vrea ca tătic. Bine, zic, și atunci ce faci? Păi mă duc la magazinul de tătici. Am început să râd înfundat, de nu mai puteam și noroc că a intervenit soția și a zis, dar pe mine m-a întrebat și a rămas așa un pic în suspans, că nu știa ce să mai spună. Dar în altul de idei, eu fiind de crețel, mi-aduc aminte că aș mai fi fost ieri. În clasa 1 am avut în abecedar o lecție despre vine primăvara, se întorc berzele. Da. Și m-a ridicat domnul învățător, care săracul era venit de la pensie, fiind de crețel, eram foarte mulți. Zice, deci ce aduc berzele? Și eu m-am ridicat și am spus, berzele aduc copii. Mama mea fiind asistentă medicală la maternitatea Cantacuzino, acolo sunt foarte mulți bebeluși și sunt aduși de berze. Da. Nu știu ce a fost în capul domnului învățător atunci. Asta a fost povestea. Ah, ok. Bun. Mulțumim tare mult. Codruța zice, copilul, mă rog, fetița, a plâns vreo jumătate de oră înainte de a dormi că nu o las cu plușuri la grădiniță și la un moment dat printre suspine. Mami, nu am plușuri la grădini și simt că este sfârșitul lumii. Dacă nu le am, ce drăguț. Aurelian, bună dimineața. Bună, Aurelian. Neața. Aurelian, am să te rog să închizi radioul și să ne asculti la telefon, da? Zine. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața tuturor. Am un băiat care de curând a făcut 18 ani și ne aducem aminte cu drag noi, familia, să zicem, el mai puțin, că nu-și amintește. Undeva pe la vârsta de 3 ani, mergând să-i căutăm o pereche de pantaloni, ne-am tot învățit și n-am prea găsit pe și statura lui și circumferința lui și așa mai departe. Și am fost nevoit să luăm niște pantaloni mai lungi care trebuiau ajustați. Da. Și am mers la noi aici, într-un mall în Timișoara, să-i scurtăm. Iar doamna de acolo a venit cu două ace în mână, două ace în gură, cu gândul să-i pună, mă rog, la mărimea care trebuiau scurtați. Și băiatul așa, speriat, uitându-se la ea, tati, o să fie dureros. I-a spus băiețelului meu de 5 ani că nu-i mai dau telefonul pentru că are virus din cauza jocurilor lui și replica a fost, din cauza ta are virus, pentru că ai tușit și n-ai ținut cum trebuie mâna la gură. Bravo! Bună dimineața, băieți! Aseară am avut o discuție cu fiicmea. Ea vrea neapărat un cățel. Da. Și eu i-am explicat. Sofie, dacă vrei cățel neapărat, să știi că este o responsabilitate pentru tine. Și ai să trezești tu fiecare dimineață să scoți cățelul afară pentru că este cățelul tău. La care i-am spune, lasă tati, tu și așa te trezești mai devreme, îl scoți tu afară și eu pentru asta să-ți dau un leu. Vă salut, Costel din Iași. Mulțumim, Costel. E foarte eficientă, doamna, corect? E important să ai angajați de mic. Nața Vasile. Bună dimineața, bună dimineața. Salut. Una din întâmplările cu unul din băieții mei, avea vreo 3 ani, 3 ani jumate și la un moment dat și eu și soția ne-am trezit că avem o problemă cu el foarte serioasă. Face pipi, ba pe printre gardul vecinului, ba în stradă, ba printre gard, ba în stradă. De fiecare dată când făcea pipi, el numai în locurile astea făcea. Așa. La un moment dat îmi zice, mă, tata, dar nu-i frumos, mă, nu-i bine, nu-i... I-am explicat și la un moment dat l-am întrebat, de ce faci treaba asta? Și la care zice, să nu se usuce iarba în curte. Corect, omul responsabil de mic. Mi se pare absolut firesc. Mulțumim! Bineața, băiatul meu cel mic nu dorea să pronunțe cuvântul mamă. Și tot spunea Manuela, cum o cheamă, îi spunea pe nume. Și la un moment dat, într-o zi, îmi spune mie, vezi că te cheamă soția ta. Iar eu îi spun, dar ce este pentru tine soția mea? Mama fratelui meu. M-a zis băiat mai mare. Și el mi-a răspuns că e mama fratelui lui. Ce ciudat sunt copiii în situații. Dar știa, clar, grade de rudenie. Da, era pregătit. Cristina, bună dimineața. Bună, Cristina. Bună dimineața, băieți. Avem un băiețel, Aian, are 12 ani și ce mi-a rămas mie așa întipărit în memorie, eram la cină și serveam masa și a spus, nu îmi pui doar cărniță, eu nu amestec proteinele cu carbohidrații. Am exclamat, mă, ce băiat deștept, dar cu cine semeni tu așa deștept? Și eu și Tasu așteptam cu piepturile umflate să ne mândrim fiecare, la care fiul meu really pissed off, cum cu cine? Cu Einstein. Mulțumim, Cristina, pentru povestea ta. Carmen, ești în direct, bună dimineața. Bună, Carmen. Bună dimineața, bună dimineața. Eu am o domnișoară care acum are 18 ani, dar pe la vreo 10 ani așa, am zis, măi, mami, uite,
de astăzi încep și citești și tu cam 5 pagini dintr-o carte. Alesesem o carte mică, nu mai știu ce carte era. Da. Și când a auzit ea că trebuie să citească în fiecare zi câte 5 pagini, s-a pus pe un plâns, dar un plâns din ăla. De nu mai zici că cine știe ce se întâmplase. Zic, dar ce s-a întâmplat? Da, că mi-ai distrus copilăria. Nu se mai ia niciodată prieteni. Păi cum, măi, mamă? Păi da, pentru că trebuie să citesc. Dar nu trebuie să citesc toată ziua. 5 pagini care în 10 minute le-ai terminat. A fost mare jale. Acum vreau să spun că îi place foarte mult să citească și chiar și să scrie. Foarte bine. Începutul poate fi mai greu. Mulțumim, Carmen. Mulțumim pentru mesaje. Putem și să telefon. Ținem așa toată ziua. Vă mulțumim. Nu mai putem să luăm telefoane. Mersi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.